Bine ați revenit la cursuri. Azi mergem mai departe cu studiul curentului alternativ. Ați văzut în cursul precedent că prin rotirea unui circuit într-un câmp magnetic se obține o tensiune electromotoare alternativă, a cărei variație în timp este dată de relația U mic, este U maxim, înmulțit cu sinus de omega T, unde omega, pulsația, se calculează cu formula 2pi nu, unde nu este frecvența. Această tensiune alternativă are reprezentarea grafică pe care o vedeți acum. Să vorbim întâi despre valorile efective. U mic se numește valoare instantanee pentru că, așa cum ne arată formula, depinde de timp. Se schimbă de la moment la moment. Deci o tensiune alternativă sinusoidală are în fiecare moment altă valoare. Dar în locuințele noastre, deși folosim tensiune alternativă, spunem că avem o tensiune de 220 de volți. La ce se referă această valoare, dacă valoarea tensiunii variază tot timpul? Ei bine, 220 de volți se numește tensiune efectivă. Ea se definește ca fiind tensiunea pe care ar avea o tensiune continuă constantă, care ar produce același efect termic cu tensiunea alternativă despre care vorbim. Adică ar produce tot atâta căldură într-un anumit interval de timp, dacă ar fi aplicată pe un rezistor, cât se produce și dacă aplicăm tensiunea noastră alternativă pe acel rezistor, același interval de timp. Dar cât este această valoare efectivă? Căldura care se degajă pe un rezistor într-un interval de timp T se poate calcula cu relația Q egal cu I pătrat RT. Dacă avem un curent alternativ, atunci Q va fi I maxim ori sinus de omega T, totul la pătrat, RT. Adică avem această expresie de data asta pentru curent, pentru că avem un curent alternativ. Deci Q va fi I maxim pătrat ori sinus pătrat de omega T ori RT. Așa putem calcula căldura pe care o produce un curent alternativ pe un rezistor R în timpul T. Dar sinus pătrat de alfa se poate scrie 1 minus cosinus de 2 alfa supra 2. Și atunci putem calcula căldura în felul următor: I maxim pătrat RT supra 2 minus I maxim pătrat RT supra 2 ori cosinus de 2 omega T. Și avem de data asta doi termeni. Dar dacă luăm ca interval de timp despre care vorbim o perioadă, atunci al doilea termen se anulează. Pentru că pentru fiecare valoare pozitivă a funcției cosinus într-o perioadă, există o valoare negativă egală cu ea în modul, așa că cele două valori se anulează. Și atunci ecuația noastră devine Q este egal cu I maxim pătrat RT mare, o perioadă, supra 2. Deci, acum vorbim despre căldura care se degajă în timpul de o perioadă. Și acum să ne gândim că aplicăm pe același rezistor și același interval de timp, adică tot timp de o perioadă, un curent continuu. Atunci, căldura în curent continuu va fi I
pătrat RT. Deci aici am căldura în curent alternativ, aici am căldura în curent continuu. Și pentru că eu vreau ca această intensitate să fie intensitatea efectivă, pun condiția ca această căldură care se degajă atunci când am curentul continuu pe rezistor, timp de o perioadă, să fie egală cu căldura care se degajă atunci când am curentul alternativ pe același rezistor și tot timp de o perioadă. Și dacă le egalez, observați că RT dispare și obținem că I este I maxim pe radical din 2. Și am reușit să calculăm valoarea efectivă a intensității curentului. Este valoarea maximă împărțită la radical din 2. Același lucru îl putem calcula și pentru tensiune și găsim că tensiunea efectivă este U maxim pe radical din 2. Și acum, dacă avem această formulă, putem calcula care este valoarea maximă a tensiunii, U maxim, pentru tensiunea alternativă casnică pe care o folosim acasă. Pentru că noi cunoaștem tensiunea efectivă, este 220 de volți. Și asta înseamnă că U maxim va fi, după cum vedeți, radical din 2 ori 220 de volți. Dacă faceți calculul, veți vedea că este aproximativ 310 volți. Deci valoarea maximă a tensiunii pe care o avem acasă este 310 volți. Așa că această tensiune crește și scade între limitele 310 volți minus 310 volți, așa cum vedeți pe grafic, și atinge aceste valori de 50 de ori în fiecare secundă, pentru că frecvența acestei tensiuni este de 50 de herți. Iar efectul termic al acestei tensiuni este același cu cel al unei tensiuni continue, constante, de 220 de volți. Valoarea efectivă este deci un fel de medie, o medie calculată pentru efectul termic. Deci, în cazul curentului alternativ, avem trei tipuri de valori. Avem valori instantanee, valori maxime și valori efective. Să notăm! Circuitele de curent alternativ, pe lângă rezistori, mai au un rol important și bobinele și condensatorii. Mărimile fizice care caracterizează aceste trei tipuri de elemente de circuit sunt cele pe care le vedeți în tabel și voi vorbi pe rând despre ele, dar întâi să vedem cum se comportă rezistența în curent alternativ. Dacă aplicăm pe un rezistor o tensiune alternativă sinusoidală, linia roșie, care are expresia U mic egal cu U maxim ori sinus de omega t, atunci prin rezistor apare un curent alternativ, care arată pe grafic așa cum vedeți linia verde, și care are expresia I este egal cu I maxim ori sinus de omega t. Cu alte cuvinte, este în fază cu
tensiunea care îl produce, adică oscilează sincron cu aceasta. Și asta pentru că putem aplica legea lui Ohm pentru cele două valori instantanee, și anume U mic supra R este egal cu I mic. Deci rezistența se comportă la fel în curent alternativ și în curent continuu, ceea ce face posibilă folosirea legii lui Ohm. Ba mai mult, o putem folosi nu doar pentru valorile instantanee, ci pentru oricare valori. Adică putem scrie și U maxim supra R este egal cu I maxim, și putem scrie și U supra R este egal cu I, adică legea lui Ohm pentru valorile efective. Acum se poate observa că acest I maxim este de fapt U maxim supra R. Dar trebuie să fac o scurtă paranteză totuși. Curentul alternativ are tendința de a se manifesta mai puternic la suprafața conductoarelor decât în interiorul lor. Acest efect se numește efect pelicular, în engleză skin effect. Și constă în faptul că densitatea curentului este maximă la suprafața conductorului și descrește spre centrul lui, așa cum sugerează acest desen. Efectul apare din cauza unor fenomene magnetice, dar voi spune poate mai multe despre el cu altă ocazie. Important este faptul că, din cauza acestui efect, rezistența unui conductor crește când crește frecvența, pentru că curentul folosește o secțiune mai mică din conductor, nu folosește toată secțiunea conductorului la fel de eficient. Și după cum știți, rezistența are formula R egal cu rho ori L supra S. Și această descreștere a densității curentului în mijlocul conductorului este echivalentă cu o descreștere a suprafeței conductorului, ceea ce înseamnă că rezistența crește. Și acest efect este cu atât mai puternic cu cât frecvența este mai mare. Voi mai spune un singur lucru despre acest efect, și anume că putem să diminuăm efectele lui dacă folosim în loc de conductori dintr-un singur fir gros, conductori în care avem mai multe fire subțiri, așa cum vedeți acum, și în acest fel mărim suprafața, ceea ce duce la o micșorare a rezistenței. Dar acest efect devine semnificativ doar pentru frecvențe mari. De aceea, pentru frecvențe obișnuite, cele casnice și industriale, putem liniștit să considerăm că rezistența nu depinde de frecvență. Și așa vom și face. Vom considera că rezistența nu depinde de frecvență, deoarece nu ne interesează frecvențele foarte mari decât în electromagnetism, nu și în studiul curentului alternativ. Să notăm! Acum să vedem ce se întâmplă cu o bobină într-un circuit de curent alternativ. Să ne aducem aminte că atunci când un circuit este parcurs de un curent I, în circuit apare un flux magnetic. Raportul dintre fluxul magnetic care apare și intensitatea curentului care îl produce se numește inductanța circuitului și se notează cu litera L. Înseamnă că unitatea de măsură pentru inductanță în sistemul internațional este unitatea de măsură pentru flux în sistemul internațional, adică Weber, supra amper, unitatea de măsură pentru intensitatea curentului. Și acest raport, Weber pe amper, a primit numele de Henri, notat H. Deci inductanța
se măsoară în Henry și într-un fel ne arată eficiența circuitului în a produce un flux magnetic. Cu cât circuitul produce un flux magnetic mai mare pentru unul și același curent, cu atât înseamnă că are o inductanță mai mare. Dacă vorbim despre curent continuu, asta e tot. Fluxul pe care îl produce curentul continuu este produsul dintre L și I. Dar dacă vorbim despre curent alternativ, atunci știm că avem aici o valoare instantanee și atunci, pentru că variază și intensitatea curentului, variază și fluxul și putem scrie dΦ este egal cu L înmulțit cu dI. Variația fluxului într-un circuit de curent alternativ apare, deci, datorită faptului că avem o variație a curentului în acel circuit. Dar știm că dacă un circuit se găsește într-un flux magnetic variabil, în circuit se induce o tensiune dată de legea lui Faraday, E mic egal cu minus de fi pe dt. Și din cauza asta apare un fenomen foarte interesant, și anume variația curentului în circuit produce variația fluxului, dar variația fluxului produce în același circuit o tensiune pe care o numim tensiune electromotoare autoindusă. Deci avem un fenomen de autoinducție. Variația curentului în circuit produce prin intermediul variației fluxului magnetic o tensiune electromotoare în același circuit, pe care o numim, așa cum am spus, tensiune autoindusă. Această tensiune ascultă de regula lui Lenz, care spune că tensiunea autoindusă are o astfel de polaritate încât se opune întotdeauna variației intensității curentului în circuit. Adică dacă curentul crește, tensiunea autoindusă se opune creșterii curentului. Dacă curentul scade, tensiunea autoindusă se opune scăderii acestuia. Să vedem cum putem deduce formula inductanței unei bobine. Întâi să observăm că această relație se poate scrie E este egal cu minus L înmulțit cu DI pe DT, pentru că DΦ este L ori DI. Și acum să ne aducem aminte că inducția magnetică în miezul unei bobine, am arătat asta în cursul Efectul magnetic și fiziologic al curentului electric, se poate calcula cu formula B este egal cu mu ori N ori I supra L, unde mu este permeabilitatea magnetică a miezului, N este numărul de spire al bobinei, I este curentul prin bobină și L este lungimea bobinei. Datorită faptului că atunci când aplicăm pe o bobină un curent alternativ, apare o variație a fluxului, în fiecare spiră din bobină se autoinduce o tensiune electromotoare care se poate calcula cu relația E este egal cu minus dΦ supra dt. Să notăm această tensiune E indice S, pentru că este tensiunea care se induce într-o spiră. Dar fluxul știm că este produsul dintre inducție și suprafață. Suprafața e constantă, așa că variația fluxului este S ori dB. Doar inducția poate să varieze. Iar dB, variația inducției,
are loc doar dacă avem o variație a curentului. Deci dB este mu ori n ori dI supra L. Și în final putem scrie că tensiunea pe o spiră va fi atunci dacă în loc de dΦ scriem S ori dB și în loc de dB mu ori n ori dI supra L, va fi mu ori S ori n supra L înmulțit cu dI supra dT. Iar tensiunea care se autoinduce în toată bobina va fi de n ori mai mare, pentru că spirele sunt legate în așa fel încât putem să le considerăm legate în serie și atunci tensiunea electromotoare totală va fi suma tuturor acestor tensiuni induse într-o spiră. Adică E, tensiunea electromotoare totală, va fi minus mu ori S ori N pătrat, pentru că aici am avut N și mai trebuie să înmulțesc o dată cu N, supra L ori DI pe DT. Și acum, dacă comparăm această relație cu această relație, se vede foarte clar că inductanța bobinei, o scriu aici, L este egală cu mu ori S ori N pătrat supra L. Deci inductanța unei bobine depinde de permeabilitatea miezului, permeabilitatea absolută a miezului, de secțiunea miezului, area secțiunii, de lungimea bobinei și de pătratul numărului de spire. Și acum să presupunem că avem o bobină ideală, adică o bobină cu rezistența conductorului egală cu 0. Ceea ce înseamnă că bobina noastră este caracterizată complet doar prin inductanța ei. Și să mai presupunem că aplicăm pe această bobină ideală o tensiune alternativă, un mic egal cu U maxim cosinus de omega T. Știm deja că prin fenomenul de autoinducție în bobina noastră apare și o tensiune autoindusă E mic minus L ori DI supra DT. Și atunci legea lui Ohm pentru acest circuit în care am sursa de tensiune alternativă și bobina ideală ar fi suma tensiunilor, adică U mic plus E, egală cu produsul I ori R. Dar n-avem rezistență, așa că această sumă este egală cu 0. Și atunci putem scrie că U maxim ori sinus de omega t minus L ori dI pe dt este egal cu 0. Sau L înmulțit cu dI pe dt este egal cu U maxim ori sinus de omega t.
pe care putem scrie apoi DI este egal cu U maxim supra L înmulțit cu sinus de omega T dt. Și acum putem să integrăm. Avem integrală din DI este egal cu U maxim supra L înmulțit cu integrală din sin de omega t, sinus de omega t, dt. Și atunci, pentru că integrală din sinus este minus cosinus, avem că I este egal cu U maxim supra omega ori L cu minus în față înmulțit cu cosinus de omega T. Iar minus cosinus de omega T se poate scrie U maxim supra omega L se poate scrie sinus de omega t minus pi pe 2. Deci, în această situație în care aplicăm pe o bobină ideală o tensiune alternativă sinusoidală, curentul va avea această expresie. Deci dacă conectăm o sursă de tensiune alternativă sinusoidală la o bobină ideală, obținem un curent în circuit care are această expresie, adică un curent alternativ, și dacă comparăm această expresie cu I egal cu I maxim ori sinus de omega t, atunci ceea ce avem aici, acest raport, trebuie să fie I maxim. Dar ca să fie acest raport o intensitate, să aibă dimensiunea unei intensități, produsul omega ori L trebuie să aibă dimensiunea unei rezistențe, trebuie să se măsoare în ohmi. Pentru că legea lui Ohm spune că I este U supra R, deci la numitor trebuie să am ohm. Să vedem dacă e așa. Omega este 2 pi nu, deci are aceeași unitate de măsură cu frecvența, adică 1 pe secundă, hertz, 1 pe secundă, înmulțit cu inductanța, care se măsoară în ari, și care este egal cu Weber pe amper. 1 pe secundă înmulțit cu Weber supra amperul se poate scrie coulomb pe secundă. Și atunci secunda se simplifică. Rămânem cu Weber pe coulomb. Weberul, fluxul, este inducția înmulțită cu suprafața. Deci Weberul este Tesla ori metru pătrat supra coulomb. Iar Tesla este Newton pe amper ori metru. Mai am aici ori metru pătrat și ori coulomb. Metru se simplifică odată și Newton ori metru este joule. Iar joule pe coulomb este volt. Deci până la urmă ceea ce avem aici este volt pe amper. Tensiune pe intensitate, care știm că este ohm. Deci, într-adevăr, produsul omega ori L are aceeași unitate de măsură ca rezistența și ne arată cum se opune bobina ideală la trecerea curentului alternativ și se notează cu XL și se numește reactanță inductivă. Omega ori L XL, reactanță inductivă.
Dar de ce, dacă are ca unitate de măsură ohm, nu numim acest produs rezistență? Nu numim rezistență pentru că există trei deosebiri între reactanță și rezistență. Prima, rezistența transformă energie electrică în căldură. De aceea spunem că este un element de circuit disipativ, pe când reactanța nu. Altfel spus, dacă avem rezistență într-un circuit, o parte a energiei electrice din circuit se transformă în căldură. Dar reactanțele nu fac acest lucru, nu sunt elemente de circuit disipative. A doua deosebire, dacă reprezentăm grafic tensiunea alternativă aplicată U și intensitatea curentului prin bobină, ținând seama de faptul că am aici minus pi pe 2, observăm că cele două sunt defazate printr-un sfert de perioadă, intensitatea fiind în întârziere față de tensiune. Adică pentru ca aceste două grafice să fie în fază, ar trebui să deplasez graficul intensității spre stânga cu un sfert de perioadă. Deci dacă tensiunea aplicată pe bobină are expresia U mic egal cu U maxim ori sinus de omega t, atunci intensitatea instantanee are această expresie, repet, este defazată cu pi pe 2 în urma tensiunii. Deci a doua deosebire dintre reactanță și rezistență este aceea că spre deosebire de rezistență, reactanța produce un defazaj între tensiune și intensitate. A treia deosebire. Reactanța, spre deosebire de rezistență, depinde de frecvența tensiunii alternative. Pentru că pulsația omega este 2 pi nu. Și asta înseamnă că reactanța inductivă crește proporțional cu frecvența. Așa cum vedeți în acest grafic. Pentru frecvență 0, reactanța inductivă dispare, este 0. Dar frecvența 0 înseamnă curent continuu. Deci în curent continuu nu avem reactanță inductivă. Lucru ușor de înțeles dacă ne amintim că reactanța inductivă apare datorită fenomenului de inducție electromagnetică. Și dacă nu avem o variație a curentului, nu avem nici o variație a fluxului, deci nici inducție electromagnetică. Să notăm. În final, să vedem ce se întâmplă dacă avem un condensator într-un circuit de curent alternativ. Un condensator este alcătuit din doi conductori despărțiți de un izolator și cel mai simplu condensator este condensatorul plan, în care avem două plăci metalice despărțite de un dielectric. Am vorbit despre condensatoare, dacă vreți să știți mai multe, în cursul electrostatică 2. Dacă aplicăm o tensiune continuă pe un condensator, pe armăturile lui se acumulează o sarcină electrică. Spunem că el se încarcă, iar această sarcină este proporțională cu tensiunea aplicată. Și raportul sarcină pe tensiune, sarcina acumulată pe armături împărțită la tensiunea dintre cele două armături, este deci constant și se numește capacitatea condensatorului, capacitate care în sistemul internațional are ca unitate de măsură coulomb pe volt, care a primit numele de farad, în cinstea lui Faraday. Dacă aplicăm o tensiune alternativă pe condensator, atunci sarcina care în
tensiune continuă este C ori U, acum va fi o sarcină variabilă, pentru că și tensiunea alternativă este variabilă, va fi DQ egal cu C înmulțit cu U maxim ori sinus de omega T. Iar intensitatea curentului știm că este dQ pe dT. Și atunci avem ca intensitate a curentului derivata funcție de timp a ceea ce vedem în dreapta semnului egal, adică I va fi omega ori C ori U maxim înmulțit cu cosinus de omega T. Sau I este egal cu omega ori C ori U maxim ori sinus de omega T plus pi pe 2. Deci, dacă aplicăm tensiunea U mic egal cu U maxim ori sinus de omega T pe un condensator, apare în circuit un curent care are această expresie. Din nou, dacă ținem seama de faptul că omega ori C ori U maxim trebuie să fie I maxim, deci I maxim este omega ori C ori U maxim, înseamnă că 1 supra omega C trebuie să fie din nou o reactanță. Trebuie să aibă dimensiunea unei rezistențe, să se măsoare în ohm. Și într-adevăr, notăm acea reactanță cu XC și o numim reactanță capacitivă și ea este 1 supra omega ori C. Această reactanță ne arată cum se opune condensatorul la trecerea curentului alternativ și se poate ușor arăta că are ca unitate de măsură ohmul. Și după cum vedeți, în acest caz apare un defazaj între tensiune și curent, în așa fel încât curentul este înaintea tensiunii cu pi pe 2. Spre deosebire de cazul reactanței inductive, care producea un defazaj al curentului în urma tensiunii. Să vedem dacă avem aici într-adevăr ohm. Avem 1 pe omega, 1 pe secundă, deci secunda trece la numărător, supra farad, care este egal cu secundă supra faradul este coulomb pe volt, coulomb pe volt, iar coulomb pe secundă este amper. Deci până la urmă am volt pe amper, care este din nou ohm. Dacă reprezentăm grafic tensiunea aplicată pe condensator și curentul în circuit, vedeți aici graficele, observăm că de data asta, într-adevăr, intensitatea este defazată cu pi pe 2 înaintea tensiunii, deci reactanța capacitivă, așa cum am spus, produce un astfel de defazaj. Dacă reprezentăm grafic variația reactanței capacitive în funcție de frecvență, vedeți că de data asta frecvența apare la numitor, omega este 2 pi nu, observăm, ceea ce observăm și din formulă de altfel, că reactanța capacitivă este invers proporțională cu frecvența și are variația pe care o vedeți în desen, adică scade de la infinit când frecvența este 0 la 0 când frecvența tinde la infinit.
Faptul că reactanța capacitivă este infinită la frecvența 0 ne arată că o tensiune continuă nu poate produce un curent dacă în circuit avem un condensator. E normal să fie așa, deoarece un condensator înseamnă pentru o tensiune continuă un circuit deschis, așa cum vedeți în acest desen. Dar dacă tensiunea este alternativă, sarcina electrică de pe armăturile condensatorului poate să se deplaseze într-un sens sau în altul, încărcând și descărcând condensatorul. Este ca și când am avea două rezervoare cu apă și o conductă cu pompă între ele. Dacă pompa poate împinge apa într-un singur sens, ea poate lucra doar până când se umple un rezervor, rezervorul în care împinge apă. În cazul circuitului electric, până când se încarcă condensatorul, ceea ce înseamnă un timp foarte scurt. Dar dacă pompa împinge apa câtva timp într-un sens și apoi în sens contrar și tot așa, putem avea tot timpul apă care curge prin conductă, deoarece pompa mută alternativ apa dintr-un rezervor în celălalt. Să notăm! În loc de concluzie, să comparăm dependența rezistenței și reactanțelor de frecvență. Vedeți cele trei grafice. Rezistența nu depinde de frecvență și nu produce defazaj. Reactanța inductivă este proporțională cu frecvența și defazează curentul cu 90 de grade în urma tensiunii, iar reactanța capacitivă este invers proporțională cu frecvența și defazează curentul cu 90 de grade înaintea tensiunii. În cursul următor voi vorbi despre circuitele de curent alternativ și despre impedanțe. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!